Specialiștii curselor de anduranță pe patru roți și-au dat întâlnire la circuitul Breghina din Zărnești, acolo unde s-a consumat cea de-a doua etapă din cadrul campionatului național al României la Endurocross. Reprezentanții claselor ATV și Quad au avut de parcurs un traseu în lungime de aproape 9 km, majoritatea pe teren accidentat, ceea ce asigură de altfel spectaculozitatea acestei discipline sportive. La clasa Quad, după prima etapă consumată înainte cu o săptămână la Cozmeni, trioul din fruntea clasamentului era în ordine: Răzvan Irimescu, Cosmin Sorban, ambii de la Speed Racing Timișoara, și reprezentantul clubului Vectra Zărnești, Luigi Lungu. În runda de la Breghina, clasamentul a suferit o singură modificare, timișoreanul Sebastian Bodea înlocuindu-l pe poziția a doua pe colegul său Cosmin Sorban. Clasa ATV este condusă în clasament de reprezentantul clubului Vectra Zărnești, Sever Chiujdea, învingător în ambele runde consumate până acum.